Salut și bine ați revenit la un nou videoclip! Ăsta mi se pare mie cadrul care mă caracterizează cel mai bine. O parte din mine face un efort, dar o parte din mine can't be bothered. Sunt foarte, foarte răcit acum și am încercat cât am putut eu de mult să îmi pun cât de cât o față ca să arăt ca un om, dar totuși am avut nevoie de ceva foarte cozy, ca acest jumper literar, care îmi place maxim, o să las o poză exact cu monstrulețul de pe mine aici pe ecran. Hai să încercăm să facem asta. Haideți să vă arăt ce cărți am acumulat eu în toamna aceasta. S-au strâns ca de obicei foarte multe cărți în toamna aceasta, din singurul motiv că a fost Gaudeamus. La Gaudeamus am primit multe, multe cărți de la edituri și o să vi le arăt pe toate, pe fiecare în parte. Dar sunt și 4 cărți pe care mi le-am luat singură și câteva pe care le-am mai primit de la prieteni dragi și de la persoane dragi mie. Dar haideți să începem. O să vă arăt o carte pe care acum o citesc și care o să aibă continuare un picus mai încolo în book haul, dar este prima din turnuleț. Este vorba despre Inima cu cheițe de Peter Bunzel, cartea apărută la noi la editura Corint. Sunt aproape, am trecut un pic de jumate și îmi place tare mult deocamdată. Asta face parte dintr-o serie care urmărește o fetiță pe nume Lily în Anglia victoriană. Și practic este înconjurată de tot felul de ființe mecanice și semi-roboți. Foarte, foarte interesant și de-abia aștept să văd unde a dus Peter povestea asta. O altă carte pe care ați mai văzut-o și pe care o vă arăt tot acum pentru că face parte din proiectul 12 Books of Christmas este Într-o zi orașul și adoptă un canadian de Alec Bălășescu, cartea apărută la noi la editura Curtea Veche și o să o citesc cât de curând. Este o carte foarte, foarte mică, scrisă din perspectiva cuiva care a locuit sau locuiește la Vancouver în momentul de față. Și cum eu încerc să aflu cât mai multe chestii despre Canada, am zis că mi se pare potrivită. Să începem însă și cu cărțile primite de la edituri. De la editura Pandora M și 3, de fapt, am primit aceste 5 cărți. 4 dintre ele le-am primit la recomandarea Teodorei de la 3, iar una am cerut-o efectiv eu. Cea pe care am cerut-o este Acolo unde cântă racii de Delia Owens, o carte pe care am văzut-o pe peste tot. Și Simona de la Pălărisme a spus că este una dintre cele mai bune cărți citite de ea în ultima vreme, cred. Am înțeles că a fost foarte puternică și a influențat-o foarte tare. Și practic are în centru un caz de mister, o dispariție, care este pusă pe baza acestei creaturi misterioase, unei creaturi amlașnii, dar care de fapt este o persoană cât se poate de reală. Și v-am zis, am văzut-o absolut peste tot. A fost și o carte de la un book club din Canada, la care n-am apucat să merg, dar voiam. Așadar, de-abia aștept să o citesc și cât de curând. Un alt roman pe care de-abia aștept să-l citesc este Șefa, un roman culinar, scris de o autoare al cărui nume să-l măcelăresc dacă îl pronunț, așa că nu o să fac. Dar mă tentează foarte tare pentru că personajul principal este o bucătăreasă și evident, știm, sau mă rog, în continuare umblă vorba că bărbații sunt de fapt cei mai buni bucătari în ceea ce privește gătitul profesionist. Așadar, sunt foarte curioasă să văd despre ce e vorba și cum reușește personajul nostru să-și facă loc în această lume a bărbaților. Următoarea carte primită tot la recomandarea Teodorei este Fidelitate de Marco Missiroli. Este o carte despre care eu recunosc că nu știam mai nimic, nu auzisem de ea până să o recomande Teodora, dar mi se pare interesantă și mi se pare că m-a potrivit foarte bine pentru că în ultimul an, în ultima jumătate de an, dacă nu chiar un pic mai mult, foarte multe dintre discuțiile între mine și prietenii mei ajung cumva să se întoarcă la același lucru și anume fidelitate, monogamie, relații de cupluri, putem oare sau nu să fim fideli unei persoane cu adevărat. Și asta tocmai are în centru un cuplu în care relativ partenerii le au pe toate, dar totuși nu se pot abține să nu se uite și prin alte părți, dacă am înțeles eu bine. Așadar sunt foarte curioasă să văd și perspectiva autorului. O carte care combină 3 lucruri care îmi plac mie foarte mult este Tăcerea femeilor de Pat Barker. 1. Am auzit de ea și sunt foarte curioasă să citesc autoarea asta. În al doilea rând avem o repovestire a Elenei din Troia și în al treilea rând avem o repovestire a Elenei din Troia cu mici accente feministe. Așadar, love, love, love. Iar ultima carte pe care am primit-o odată la recomandarea Teodorei este Un an și o zi de Pascal Bruckner, din nou carte apărută la editura 3 de data asta, la imprintul efectiv 3. Pe lângă faptul că Teodora l-a lăudat foarte tare pe Bruckner, mi s-a părut foarte interesantă și premisa. Și anume există în această societate un birou de obiecte pierdute în care obiectele pierdute sunt ținute un an și o zi.
E bine, personajul nostru principal trebuie să găsească un ceas, cred, dacă am înțeles eu bine, sau un obiect oricum, care întâmplarea face a fost cu la Montreal, ca să vedeți cum se leagă totul, și are impresia că are un an și o zi să găsească acest obiect pentru tatăl lui, dar se pare că de fapt are doar o zi la dispoziție și nu știm exact ce s-a întâmplat cu tot anul care a trecut. Mi-aș dori foarte tare să fie doar mister, să nu fie și lucruri supranaturale, dar vedem. Haideți să trecem însă și la editura Curtea Veche, pentru că și ei mi-au oferit niște cărți, o serie de cărți. Pe lângă cea pe care v-am arătat-o deja, o să vi-l arăt și pe cele patru pe care vreau să le păstrez eu, să le citesc eu și apoi o să vă arăt două care o să ajungă la voi. Prima carte este Certificat de Virginitate de Adrian Sângerozan, o carte pe care eu am primit-o la recomandarea Mirunei de la Curtea Veche, în momentul în care am întrebat-o, ok, și voi cu autorii români cum mai stați? Pentru că, așa cum știți, încerc să citesc ceva mai mulți autori români și valul ăsta de autori tineri mi se pare că are multe de spus. Și asta este o combinație de medicină și literatură. Cumva mi se pare cartea asta foarte potrivită pentru Daniel. Cred că lui ar plăcea foarte tare. Dar o să citesc și eu și o să vă spun și cum mi s-a părut mie. Și altă carte scrisă de un autor român din portofoliul celor de la Curtea Veche este Express de Mihnea Mihalache Fiastru. Este o carte care mi s-a părut foarte interesant din două motive. O dată pentru că are forma unui jurnal, are intrări de jurnal din perioadă în perioadă și, în al doilea rând, cumva vorbește despre literatura din România și vorbește despre cultura din România și cred că va fi așa o trecere în revistă foarte frumoasă a celor mai mari și celor mai importante și celor mai influente motive și teme și trenduri pe care le avem în momentul de față în literatura de la noi. Iar două cărți pe care Miruna a zis că le-a iubit din tot sufletul, de una dintre ele recunosc că nu am auzit și m-am simțit foarte prost când a spus că este foarte cunoscută, este vorba despre Idiota de Elif Batuman, o carte care a fost nominalizată la premiul Pulitzer în 2018. Și pe spate spune așa: Selin, o tânără americană de origine turcă, încearcă să răzbată prin hătișul care îi se deschide înainte odată cu începutul studiilor la Harvard. Este anul 1995. Internetul și e-mailul reprezintă pentru ea o noutate absolută. Curiozitatea de a naviga într-o lume în care mesajul transmis ajunge instantaneu la destinatar adaugă o notă de fascinație studenției, care o surprinde cu o viață de cămin, prieteniile noi, cursurile uneori captivante, alteori de neînțeles și relațiile stranii acaparatoare. Iar o carte pe care, într-adevăr, musai vreau să o citesc este vorba despre Îndrăznește să conduci de Brené Brown. Eu am descoperit-o cu adevărat pe Brené Brown acum vreo jumătate de an, cred, când am văzut documentarul, sau mă rog, episodul de pe Netflix și apoi am urmărit și TED Talk-urile pe care le are și am ascultat și o carte și, într-adevăr, mi se pare că vorbește foarte frumos ce am văzut eu până acum despre vulnerabilitate și nevoia asta de a ne ascunde, de fapt, și tendința asta de a ne ascunde, dar în același timp nevoia de a fi înțeleși de ceilalți. Dar nu am citit sau nu am ascultat nimic despre leadership din partea ei, așa că sunt curioasă cum o să fie asta. Și așa cum am zis, în bucolul ăsta o să existe și niște concursuri, ce anume două. Unul dintre concursuri este organizat în parteneria cu cei de la Curtea Veche și vreau să dau două cărți pe care ei le pun la bătaie. Apropo, înainte să vă arăt care sunt, vreau să știți că pentru una dintre aceste două cărți o să mai urmez un concurs pe Instagram, un concurs care mie îmi provoacă mult mai mare plăcere, sincer, decât tot ce vedeți aici, pentru că este un concurs organizat în parteneria cu cineva dintre voi, de fapt, care a vrut să facă un cadou. Și asta mi se pare, sincer, mai frumos decât orice poate să facă orice fel de companie sau partener oficial, precum o editură, vreodată. Însă, să revenim la Curtea Veche, pentru că cu ei lucrăm deocamdată. Am primit două cărți scrise de autoare pe care o să vă mai arăt în acest book haul. Este vorba despre Sally Rooney, care are două cărți în portofoliul celor de la Curtea Veche, și anume Conversații cu prieteni, pe care eu am citit-o și mi-a plăcut la nebunie. A fost una dintre cele mai bune cărți citite de mine în anul acesta, despre o pereche de prietene, două prietene, care ajung să intre într-o lume foarte diferită de a lor, cu această jurnalist, împrietenindu-se cu o jurnalistă și cu soțul ei. Și de aici lucrurile o iau un pic razna. Asta este Conversații cu prieteni. Aceasta este Oameni normali, pe care eu încă nu am citit-o, dar pe care vreau să o citesc. Chestia este că vreau să o citesc musa în engleză, tocmai pentru că stilul lui Sally Rooney îmi place într-atât de mult. Așadar am vorbit cu cei de la Curtea Veche și aceste două cărți minunate vor ajunge la voi.
Tot ce trebuie să faceți este să-mi spuneți în comentarii ce înțelegeți voi prin oameni normali, ce face ca un om să fie normal sau anormal și nu uitați să menționați că vreți cărțile lui Sally Rooney dacă vă înscrieți pentru ele, pentru că, cum am zis, mai avem încă un pachet de cărți pe care o să-l pun la bătaie imediat. Așadar, pentru Sally Rooney, pentru cărțile de la Curtea Veche, spuneți-mi în comentarii ce este un om normal pentru voi și, de asemenea, nu uitați să menționați că vă înscrieți pentru aceste două cărți. Dar, așa cum am zis, mai sunt două cărți pe care vreau să vi le ofer, oferite de alte editură de data asta. Este vorba despre cei de la Gamma, care m-au invitat la Gaudeamus la un eveniment la care am participat și mi s-a părut foarte fain. Cartea despre care am vorbit noi la Gaudeamus este Acum sunt normale, de Holly Byrne, carte pe care eu am citit-o în engleză în pregătirea pentru acest eveniment, de aceea exemplarul meu este neatins. Și tot ei mi-au oferit și Orange Boy de Patrice Lawrence. Cărțile astea sunt cărți de adolescență. Cărțile lui Sally Rooney nu mi se par neapărat de adolescenți, ci mai degrabă fie de adolescenți târzii, fie de adulți. Dar acestea sunt perfecte pentru, cred că, oricine peste 13 ani, cam așa. Ambele se referă la niște adolescenți oarecum neînțeleși. În Acum sunt normale avem ca personaj principal o fată care are tot felul de probleme de comportament obsesiv-compulsiv și de anxietate și evident că este foarte greu să se integreze într-un grup. Dar ce mi s-a părut mie foarte frumos este că avem totuși aspectele ei de adolescentă normală. Toate întâlnirile, toate petrecerile, toate dramele, toate presiunile din partea băieților și din partea familiei. Foarte realist, deși avem un personaj atipic, totuși, problemele ei mi se par complet normale, apropo de Acum sunt normală. Și în al doilea rând, aici în Orange Boy, tot așa avem ca personaj principal un puști care are un frate cu foarte multe probleme și el i-a jurat mamei lui că niciodată nu va ajunge ca fratele lui. Cu toate astea, evident, este greu să-ți menții promisiunile întotdeauna, așadar și Marlon ajunge să se bage în tot felul de belele. Dacă Orange Boy este bazată mult mai mult pe mister și acțiune, Acum sunt normale, este clar mult mai socială. Dar ambele, cred că, tratează aceeași fel de teme despre adolescenți în societatea din ziua de astăzi. Așadar, dacă vreți să câștigați aceste două cărți oferite cadou de cei de la Gamma, tot ce trebuie să faceți este să-mi spuneți în comentarii care este cea mai bună carte de adolescenți pe care ați citit-o voi vreodată. De asemenea, nu uitați să menționați că vă înscrieți la concurs pentru cărțile de la Gamma. Dacă, în schimb, lăsați două comentarii diferite cu cele două mențiuni, evident, puteți să câștigați ambele seturi, chiar numai că trebuie să fie comentarii separate. Să trecem însă și la cărțile primite de la Polirom. Pe ele nu o să vi le prezint în adevăratul sens al cuvântului, pentru că le-a prezentat Claudia de la Polirom și o să las linkul mai jos de la Gaudeamus. Sunt toate cărțile prezentate de ea. Este vorba despre Flacăra, de Leonard Cohen, cărțile Olgăi Tozarciuc, cred că se numește cea care a câștigat Nobelul anul acesta, și anume Ultimele povestiri, Rătăcitorii, Poartă splugul peste oasele morților și Călătoria oamenilor cărții. Claudia mie personal mi-a recomandat să încep cu Ultimele povestiri, așadar pe asta o să o citesc prima dată și o să vă spun cum mi s-a părut. O altă carte de care sunt foarte încântată, dar pe care sincer cred că iar o să o citesc în engleză pentru că stilul autorului e unul care îmi place mult, este vorba despre Michael Ondaatje, Lumina de veghe. Michael Ondaatje este cel care a scris Pacientul englez, dar din nou, mai multe despre cartea asta la Claudia în linkul de mai jos. Și tot la Claudia în linkul de mai jos veți vedea o serie de cărți, cred că și eu tot trăiam, tare, o serie de cărți pe care ea a prezentat-o, o nouă colecție în portofoliul celor de la Polirom, cărți despre viețile unor români foarte importanți și foarte influenți, scrise de autori români contemporani foarte importanți și foarte influenți. Și avem în colecție Maria Tănase, George Enescu, Caragiale și Brâncuș, și pe Brâncuș cred că nu l-am, dar o să fac rost de el. Caragiale scris de Bogdan Alexandru Stănescu, Enescu de Dan Coman și Maria Tănase de Simona Antonescu. Tot la Gaudeamus v-a vorbit Eli Bădică de data asta despre două cărți care mie îmi fac cu ochiul de vreo lună când am fost la lansarea lor. Este vorba despre Câteva feluri de a dispărea, de Flavius Ardelean, și de Varșava, de Ana Donțu. Eu am fost la lansare la aceste două cărți, au fost lansate simultan la Humanitas de la Cismigiu și mi-au plăcut amândouă foarte mult ca descrieri. Două colecții de povestiri
Asta am înțeles că ar trebui citită totuși în ordine, astea pot fi citite oare în orice fel de ordine, dar ambele sunt oarecum dark, oarecum întunecate, pline de mister și deja am început să citesc un pic din cartea lui Flavius pentru că am vrut să traduc din ea cu studenții mei și îmi place tare, tare mult stilul. Am primit niște cărți și de la cei de la Corint cu care voi filma un clip săptămâna viitoare cel mai probabil, așadar vom vorbi mai multe despre cărțile astea atunci, dar aș vrea doar să vi le prezint foarte scurt. Așa cum am zis la început de tot, am primit Cockheart de la ei, Inima cu cheiță, primul volum din seria lui Peter Bunzel. E bine, l-am primit și pe al doilea, și anume Diamantul Lunii Sângerii, volumul 2 din seria Cockheart, Inima cu cheiță. Două cărți care îmi sunt foarte dragi din motive nostalgice de data asta, este vorba despre O călătorie în timp în compania unui hamster și Câinele care a salvat lumea, ambele scrise de Ross Wilford. Motivul pentru care mi-s foarte dragi cărțile astea este pentru că Ross Wilford a fost în România la Bookfest, a făcut parte din gașca de autori pe care noi i-am adus din partea British Council la Bookfest. Este un tip extraordinar care a făcut un adevărat show la întâlnirile cu copiii de la Bookfest. Dar ce mi-a plăcut foarte tare este faptul că el, când îl vezi, este un domn în adevăratul sens al cuvântului. Este bărbatul acela tipic englez care cred că își bea ceaiul la ora 5 și se îmbracă în costum întotdeauna. Dar cu copiii efectiv se transformă. M-am simțit foarte bine alături de el și interviul pe care l-am luat a fost foarte frumos. Nu i-am citit cărțile, recunosc, dar cred că ăsta o să intre undeva pe listă pentru că v-am zis, e nostalgie acolo. O carte care mi se pare foarte drăguță, primită tot de la cei de la Corint, este vorba despre Friedrich, Marele Detectiv, de Philip Kerr. O carte pe care, în momentul în care am văzut-o, m-a dus cu gândul instant la Emil și Detectivii și întâmplarea face că despre asta e vorba. Nu știu dacă voi știți Emil și Detectivii. E o carte care a apărut la RAO când eram eu foarte mică și care mie mi-a plăcut maxim, dar se pare că în această carte, Friedrich îl are ca model întocmai pe Emil din Emil și Detectivii. Așadar, cumva avem carte în carte și mi se pare foarte drăguță ideea. Două cărți relativ diferite, dar apărute tot la Corint și tot pentru copii. Este vorba despre Malamander de Thomas Taylor, Monștri și Fantasy. Și Povestea norocoasei Ruth de Ruth Behar, despre o puștoaică care este regina șotronului la școală. Dar ce să vezi, la un moment dat își rupe piciorul și nu mai are cum să joace șotron, ceea ce înseamnă că întreaga ei identitate este pusă sub semnul întrebării. Bun, astea au fost toate cărțile primite de mine de la edituri la acest Gaudeamus. Sunt extrem de multe și sunt extrem de recunoscătoare editurilor că mi-au oferit toate aceste cărți. Însă mai sunt recunoscătoare și unor prieteni de-ai mei că mi-au oferit două cărți și apoi o să vi le arăt și pe cele cumpărate de mine. În primul rând v-am arătat deja în 12 Books of Christmas, Micul Prinț, pe care am primit-o pentru că o prietenă de-a mea a spus că e aiurea, faptul că nu am citit Micul Prinț și urmează să o citesc în decembrie. Dar am mai primit de la un amic de-al meu și Promisiunea Zorilor de Romain Gary, probabil că se citește, câștigător al premiului Goncourt, o carte pe care el spune că a citit-o de mai multe ori și că i-a plăcut foarte tare, despre relația dintre un băiat și mama lui. Așadar, asta este o carte cu o poveste, povestea amicului ăsta al meu în spate, dar sunt foarte curioasă să vedem cum este și lectura în sine. Să trecem însă și la cărțile pe care mi le-am luat singură, pe care le-am adus din Canada. Mi-am mai cumpărat din Canada cartea lui Chbosky, lui Stephen Chbosky, dar nu am adus-o cu mine pentru că, sincer, mi-a plăcut atât de mult încât să vreau să o aduc, plus că era un monstru și am avut probleme cu, oricum am avut probleme cu greutatea bagajului, deci am fost inspirată că am lăsat-o la doamna la care am stat. Dar ce am luat cu mine, asta, Conversation with Friends, tocmai ați văzut și varianta în română, de Sally Rooney. O carte care mi-a plăcut de la un capăt la celălalt, mi-au plăcut stilul, mi-au plăcut personajele, mi-a plăcut povestea, mi-a plăcut cum a fost scrisă, mi-a plăcut finalul, deși nu aș fi vrut să se termine așa, mi-a plăcut absolut tot la cartea asta și nu pot să o recomand suficient. Dacă vă simțiți suficient de încrezători în engleza voastră încât să o citiți în engleză, vă implor să o faceți, pentru că, deși nu contest traducerea, nu știu cum este traducerea, dar clar, în engleză sună atât de bine, încât n-are cum în română să sune mai bine de atât. Foarte, foarte mult mi-a plăcut cartea asta, 5 stele din 5, cu siguranță, și o să mai vorbim despre ea în topul cărților pe 2019, pentru că este sus de tot. O carte pe care mi-am cumpărat-o de la un fel de anticariat din Montreal, este vorba despre The Female Persuasion de Meg Wolitzer, un monstruleț de carte, dar pe care am adus-o cu mine pentru că o citeam în avion în momentul în care m-am întors. Este o carte oarecum feministă, deși nu mi se pare foarte in your face,
Are ca personaje principale două feministe, două femei care lucrează la o organizație feministă, dar asta mi-a plăcut foarte mult, faptul că urmărește mult mai mult relația de mentorat și relația dintre ele decât să îți vâre așa în față teme feministe. Mult mi-a plăcut cartea asta, am dat 4 sele din 5, dar din nou o să vorbim despre ea un pic mai încolo. Ce vreau doar să vă spun este că am dat $3.75 pe această carte, deși este imensă, este hardback și era nou-nouță. $3.75 înseamnă mai puțin decât o cafea în Montreal, so, you know. Și probabil una dintre cărțile mele preferate din acest book haul este o carte de gătit, este o carte de bucate, care îi aparține lui Anthony Porofsky. Dacă vă uitați la Queer Eye, sigur știți pe Anthony Porofsky, pentru că este unul dintre Fab Five în momentul de față de la Queer Eye. Asta este o carte de bucate pe care mi-am luat-o odată cu biletul la evenimentul pe care Anthony l-a avut în Montreal. A fost absolut magic întregul eveniment, este pe un vlog și o să las link-ul mai jos. Cartea asta este și semnată, evident nu e personalizată, pentru că toate cărțile care fusese achiziționate cu bilet au fost semnate, însă este... arată delicious, delicious. Mi-am propus să gătesc mai mult în perioada următoare și aș vrea să încep să gătesc din cărți de bucate, pentru că am vreo 4 sau 5 și cumva mereu când vreau să fac ceva mă duc de fapt pe site-uri și am zis că dacă tot am cărți de bucate, might as well. Bun, astea au fost multele cărți pe care le-am primit eu în această toamnă. Nu aș vrea să le mulțumesc editorilor că mi-au oferit aceste cărți și aș vrea să vă mulțumesc și vouă că m-ați suportat în această stare semi-drauzi, așa, semi-răcită. Sper că v-a plăcut acest videoclip, dacă da, dați un thumbs up. Nu uitați să vă înscrieți la concurs, așadar avem două concursuri în cadrul aceluiași videoclip, dar nu uitați să menționați pentru care dintre cărți vreți să vă înscrieți, pentru care dintre seturile de cărți vreți să vă înscrieți. În plus de asta, foarte curând urmează încă două concursuri pe Instagram de asta dată. Unul, așa cum am zis, foarte, foarte drag mie, pentru că este organizat în parteneria cu o editură și cu o persoană, ceea ce mi se pare că face lucrurile mult mai speciale. Și în al doilea rând, o să vină și un concurs organizat cu cei de la Storia pe Instagram foarte curând, așadar sunt multe cărți de câștigat în perioada asta. Apropo, concursul este deschis până duminica viitoare, deci până pe data de 15 decembrie. Până una alta, dacă v-a plăcut acest videoclip, așa cum am zis, thumbs up, nu uitați să vă abonați și noi ne vedem peste câteva zile. Bye!